cum am spus-o, Dragoș este ca și fratele meu, așa, oricând, cu orice pot să ajut și ne simțim ca să, aici, în momentul când a venit cu ideea asta de a participa și noi la această competiție, am făcut-o cu drag și cât vom fi sănătoși și ne duc picioarele și la 60 de ani vom fi prezenți. Bineînțeles, dacă Dragoș ne mai acceptă. Cum să nu? Dragoș vrea să aducă și mai multe echipe, așa că...